Timp de aproape 2000 de ani, Ținutul Transilvaniei a fost vânat de marile puteri ale lumii. De o frumusețe rară, încărcat de bogății, acest pământ este și astăzi ținta unor interese străine. Istoria Transilvaniei a fost adeseori falsificată. În acest film vom da vălul la o parte pentru a descoperi adevărul. Și astăzi se împlini porunca cea din vec. Să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu! Unirea țărilor române, înfăptuită de Mihai Viteazul în anul 1600, se înscrie în seria acelor evenimente majore care subliniază dreptul istoric pe care românii îl au asupra Transilvaniei. Cu toate evidențele istoriei, astăzi, acest drept este contestat de forțe ostile României. În consecință, este nevoie ca adevărul să fie lămurit pentru toți, iar filmul Transilvania, istorie furată, va face acest lucru. Salut orice inițiativă care, cu cea mai bună intenție, caută să afle din istoria acestor meleaguri cine am fost, cine suntem știm, unde ne ducem, sperăm să ne ducem undeva unde să fie bine. Dar e foarte important și mă miră cum, din partea unor oameni care se pretind oameni de știință, că mă miră că ocolesc adevărul sau vor să-l falsifice. Asta mi se pare ceva care demască pe omul de știință ca un neavenit. Nu poți să dorești să construiești istoria cum vrei tu. Istoria trebuie, măcar din curiozitate, descoperită, cercetată, studiată, așa cum a fost ea, fără niciun partipric, fără niciun fel de tendințe de a o manipula în vreun fel sau în altul. Și cred că un popor care își cunoaște istoria este un popor mai liber, este un popor mai demn. Prima mare minciună cu care ungurii și-au cosmetizat istoria este ridicola teorie a pământului gol. Potrivit acesteia, la venirea lor în Europa acum peste 1000 de ani, Panonia și Transilvania nu erau locuite, așa că s-au așezat ei aici. Acest lucru este contrazis însă de un număr mare de probe materiale și izvoare istorice. După venirea lor în câmpia panonică, ungurii au avut o primă perioadă de expansiuni și raiduri în Europa Occidentală și abia în a doua jumătate a secolului al X-lea au început cucerirea Transilvaniei, care a durat peste 250 de ani, ultima cetate căzând de-abia, fiind cucerită de unguri, de-abia în anul 1250. Procesul acesta de ocupație a Transilvaniei a durat în timp secole. Să ne amintim de diplomele regilor unguri date cneților din Banat, de exemplu. Se încearcă de către diferiți istorici, este vorba în mod deosebit de Hunfalvi, teoria cuplată, Rösler Hunfalvi, încearcă să acrediteze această zonă ca fiind o terra vacuum în care ei s-au așezat și au primit poruncă chiar să inhabiteze locurile acestea pustii. E bine, teoria Rösler Hunfalvi încearcă să producă o continuitate hungaro-finică. Vezi, Doamne, hunii sunt ancestorii pe care îi continuă ca și amprentă genetică ungurii sau ungrofinicii. E bine, această teorie
vrea să scoate în evidență un principiu istoric foarte interesant. Principiul pe care îl practică domnii sunt prior tempori înseamnă și potior iurie. Adică cine a venit primul este și fondatorul dreptului de a controla, de a gestiona, de a eredita teritorialitatea. Faptul că la venirea ungurilor Panonia și Transilvania erau locuite reiese clar chiar din izvoarele maghiare. În acest sens, notarul Anonymus, autor al lucrării Gesta Hungarorum, spunea în secolul al XII-lea, făcând trimitere la Panonia, că această țară o locuiesc slavii, bulgarii și blahii. Lucru întărit de un alt cronicar maghiar, Simon de Cheza, dar și de cronica rusească a lui Nestor, unde se spune că ungurii au luptat aici împotriva vlahilor și slavilor. Vorbind despre Transilvania, este edificator acest fragment din Gesta Hungarorum a notarului regelui Bela al III-lea al Ungariei, care vorbește despre primii ani de la sosirea ungurilor în Europa. Și rămânând aici mai multă vreme, Tuhutum, tatălui Horca, cum era el un om șiret, după ce a prins să află de la locuitor despre bunătatea țării de dincolo de păduri, unde domnia o avea un oarecare Blah Gelu, a început să ofteze dacă n-ar putea cumva să dobândească printr-o favoare din partea ducelui Arpad țara de dincolo de păduri pentru sine și pentru urmașii săi, ceea ce s-a și întâmplat după aceea întocmai. Făcând referire la locuitorii Transilvaniei, seniorul de sec, ginere al contelui ungur Telechi Emeric, scria la Paris în anul 1845 următoarele. Valahii sunt în Transilvania cei mai vechi locuitori ai pământului. Un alt cercetător maghiar ne spune lucruri semnificative în lucrarea Studii Ungare. Contactele lingvistice acoperă întregul teritoriu al Transilvaniei și o importantă parte a actualului teritoriu ungar, unde din timpuri străvechi a existat o populație românească. Întorcându-ne la anii venirii ungurilor în Transilvania, atunci când aici conduceau ducii Glad, Gelu și Menumorut, cronica notarului anonim consemnează și mesajul ducelui transilvan Menumorut către ungurii cotropitori. Spuneți lui Arpad, ducele Hungariei, domnului vostru, teritoriul ce l-a cerut bunăvoinței noastre nu îl vom da niciodată câtă vreme vom fi în viață. În condițiile în care mistificarea istoriei Transilvaniei este o politică de stat a Ungariei, minciuna fiind promovată cu agresivitate în Occident, din Europa până în Statele Unite, te aștepta din partea autorităților românești la acțiuni susținute de contracarare a revizionismului maghiar prin evidențierea realităților istorice dincolo de orice semn de întrebare. Ei bine, dacă facem o călătorie la cetățile ducilor transilvani de acum 1100 de ani, Gelu și Menumorut, vom descoperi uriașa lipsă de responsabilitate a celor care conduc România. Deși urmele materiale ale vremurilor despre care vorbim sunt extrem de importante pentru susținerea drepturilor istorice pe care românii le-au în Transilvania, cetatea lui Gelu, aflată la marginea localității Dăbâca din județul Cluj, este în părăsire. Fără vreo placă informativă care să-i spună turistului ce este acolo, fără indicatoare stradale pe care să-i descoperi numele și care să te ghideze către ea. Mai mult decât atât, în mijlocul acestea se ară cu plugul și se cultivă porumb. O situație și mai tragică poate fi remarcată în localitatea Biharia din județul Bihor, unde se află cetatea ducelui Menumorut. Pe lângă faptul că nu există indicatoare sau vreo placă informativă, cetatea medievală a fost transformată încă din perioada comunistă, cu complicitatea penală a autorităților, într-un teren de fotbal. Peste toate,
În interiorul valului de pământ descoperim și clădiri anexe. Într-o localitate cu o populație majoritar maghiară, putem înțelege dezinteresul pentru istoria de dinainte de venirea ungurilor. Totuși, există și autorități județene, dar mai ales un minister al culturii care ar fi fost obligat să facă ceva pentru remedierea acestei situații. Faptul că românii au fost prezenți în Transilvania și Panonia la venirea ungurilor este un lucru cert, pus în evidență de probe materiale și izvoare istorice. De altfel, Transilvania a fost cucerită de către unguri în aproape 300 de ani. Chiar și după aceea, românii au rămas în aceste spații. Și tocmai această prezență majoritară a românilor în Transilvania a făcut ca o parte dintre cei mai importanți conducători ai Ungariei să aibă origini românești, după cum vom arăta în continuare. Oricât de deranjant ar putea să fie pentru maghiari aceste aspecte istorice, realitatea este că patru dintre cei mai importanți conducători ai Ungariei au fost români sau au avut și origini românești. Ștefan cel Sfânt, Nicolaus Olahus, Iancu de Hunedoara și Matei Corvin au scris pentru unguri pagini importante de istorie, imensa majoritate a maghiarilor de astăzi neavând habar despre originile etnice românești ale acestora. În scăunat rege în anul 1001, considerat întemeitor al regatului Ungariei, Ștefan I, numit și cel Sfânt, a fost înainte de acest eveniment creștin ortodox și a purtat numele Voicu, fiind fiul fiicei ducelui Menumorut și ametisului maghiar-român Toxun. Pretențiile teritoriale ale celui care a devenit Ștefan I asupra moștenirii românești pe care considera că o are în Transilvania au născut obsesia regilor maghiari care i-au urmat asupra acestui teritoriu românesc. 5 secole mai târziu, umanistul, istoriograful și omul politic de origine română, Nicolaus Olahus, devine regent al Ungariei și apoi guvernator al țării. Cu un tată român originar din Orăștie și cu mama descendentă din familia lui Iancu de Hunedoara, și acesta influențează semnificativ istoria ungurilor. Regii maghiari, din păcate, nu au știut toată istoria lor să fie alături de voievozii valahilor extracarpatici. Din păcate. Și asta până la 1526, când regatul maghiar va dispărea din istorie. În schimb, putem afirma cu toată tăria că a fost o excepție. Și anume, s-a înregistrat atunci când regatul maghiar s-a aflat sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, numit și Ioan Getu. Așa este denumit în toate cronicile medievale, și în cronica lui Launic și al Cocondil, și la Critopul din Imbros. Ioan Getul este foarte important. De ce? Pentru că Iancu de Hunedoara a fost singurul comandant de oști și regentul Ungariei care a știut cu prisosință care este adevăratul pericol, și anume islamul. Nu creștini, nu schismatici. Islamul pentru el a constituit principala piedică, principala linie de apărare a creștinismului în Europa, în primul rând. Iar prin acest lucru, el a canalizat toate forțele celorlalte țări românești, Moldova, Țara Românească, inclusiv Transilvania, pentru că a căutat să aibă o alianță politică și militară cu acestea, implicându-se în țările lor, în politica lor, dar bineînțeles bazându-se și pe armata Ungariei, care era destul de importantă. Fiul voievodului Transilvaniei Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, ajunge rege al Ungariei, considerat de istoriografia maghiară drept cel mai important dintre toți regii Ungariei. El înființează o importantă bibliotecă foarte cunoscută la vremea respectivă, Biblioteca Corviniana, pe care istoricii o consideră drept cea de-a doua mare bibliotecă a vremii după biblioteca păstrată la Vatican. Această dinastie românească a regatului maghiar a coincis cu perioada de maximă afirmare a ungurilor în Europa. Sub Iancu de Hunedoara, ei
reportează cele mai strălucite victorii împotriva Imperiului Otoman, iar Matei Corvin este regele maghiar care duce la întindere maximă statul maghiar. Sub domnia sa, ungurii ajung să stăpânească Viena. Au avut întotdeauna conștiința originilor românești și au avut un respect deosebit, putem spune, chiar dacă acest respect nu s-a transpus mereu și în relațiile politice cu țările române. Și aici mă refer la un singur exemplu, la o scrisoare a lui Matei Corvin către regele Poloniei, în care spune despre români, citez, că sunt lăudați mai mult ca oricare în luptele cu turcii și prezența lor pe câmpul de bătălie este o garanție că creștinii pot obține victoria cu siguranță. În lupta sa împotriva otomanilor, a islamului, Iancu de Hunedoara a avut, după dispariția sa și discipoli, cei care au fost apropiați învățând de la el, au fost Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș. Extraordinar este, pentru că nu la fel s-a întâmplat cu Matei Corvin. Întrucât el este cel care l-a arestat pe Țepeș în plină campanie otomană, el este cel care va cenzura și va pulveriza către Occident toate denigrările cu privire la Vlad Țepeș, Dracula, cum i s-a spus. El este cel care îl va adăposti la curtea regală pe Petru Aron, dușmanul lui Ștefan cel Mare și asasinul tatălui lui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea. Un episod foarte controversat al relațiilor române-maghiare în timpul acestei dinastii de Hunedoara este, bineînțeles, trădarea lui Matei Corvin față de Vlad Țepeș. Aici trebuie însă vorbit mai în detaliu și trebuie înțeles faptul că, deși este o trădare în adevăratul sens al cuvântului, Matei Corvin nu putea trece munții să-l ajute pe Vlad Țepeș. Se afla în război cu principii germani, foarte mulți nobili unguri îl doreau înlăturat de la putere și trebuie observat un lucru, că Matei Corvin niciodată nu s-a luptat cu sultanul Mahomed. Putem deduce de aici că există o anumită frică, justificată, pentru că în acea vreme Mahomed era considerat trimisul lui Satana pe pământ și era considerat de neînvins. Dar rămâne acest gest prin care Matei practic își trădează jurămintele creștine și îl trădează pe aliatul său Vlad Țepeș. Dacă ar fi avut curaj să treacă munții în țara românească să lupte alături de Vlad, probabil că altfel ar fi fost astăzi istoria și probabil, foarte probabil, că Imperiul Otoman a fost distrus atunci. Chiar aici, în castelul Corvinilor, Iancu, numit și Ioan Getul, i-a pregătit pentru viitoarele domnii pe Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș. Experiența sa de mare războinic și strateg militar și-a lăsat amprenta asupra lor, influențându-le faptele de mai târziu. Prietenia și onestitatea pe care Iancu de Hunedoara le-a dovedit față de Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș nu au fost moștenite însă și de fiul acestuia, Matias Corvin. Deși este considerat unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, l-a trădat pe Vlad Țepeș tocmai când acesta avea cea mai mare nevoie de sprijin în luptele cu Imperiul Otoman și a încercat să ocupe Moldova, ocazie cu care a fost bătut în bătălia de la Baia de către Ștefan cel Mare, doar o fugă rușinoasă salvându-l de la moarte. Cum era și firesc, ungurii, o populație migratoare venită din Asia, sedentarizându-se, se adaptează la civilizația occidentală, preluând religia creștină, elemente de cultură și de limbă autohtone. Așa se face că limba maghiară suferă influențe masive din limba română, după cum este evidențiat clar în studiile științifice realizate chiar de către cercetătorii maghiari. Conform surselor maghiare, secuii au învățat alfabetul de la români. Iată ce spune în acest sens Simon de Cheza, unul dintre cei mai importanți cronicari maghiari ai secolului al XIII-lea. După ce secuii au cucerit împreună cu ungurii Panonia, au dobândit o parte din aceasta, însă nu în câmpia Panoniei, ci vecini cu românii, au avut aceeași soartă în munți. De aceea, amestecându-se cu românii, se spune că se folosesc de literele lor. Invadatorii sau cei care
în migrarea lor produceau regulile lor teritoriale, s-au adaptat la regulile pământului, inclusiv însușindu-și nu numai modul de viață, ci și civilizația scrisului. Avem aceste dovezi inclusiv din sursele, din izvoarele maghiare. Avem două cărți extrem de interesante din punctul de vedere al influenței limbii române asupra limbii maghiare. Una dintre ele este editată la Budapesta în 1982 și aparține unei echipe conduse de Bocos Ferenc, academician. Cartea este apărută la editura Academiei Maghiare și este un dicționar care inventariază influențele lexicale pe care le-a avut și le are limba română asupra limbii maghiare, asupra lexicului limbii maghiare, din regăsite în surse scrise, în cărți, în beletristică, în diverse cărți științifice și alte asemenea. Bocos Ferenc inventariază 2333 de cuvinte care constituie împrumuturi din română în maghiară. Este foarte interesant, de exemplu, că sub aspect religios, Bocos Ferenc găsește în limba maghiară niște cuvinte care aparțin limbajului bisericesc, mai exact limbajului ortodox. Cuvinte care fac parte din serviciu curent ortodox, care se practică în bisericile ortodoxe, dar și cele greco-catolice. Cuvinte ca mănăstire, călugăr, călugăriță, cununie, precestanie sau alte care sunt caracteristice acestei activități, într-un număr considerabil, apar în limba maghiară. Și aici apare o foarte interesantă întrebare. Ne conduce în mod obligatoriu la de ce ar fi simțit maghiarii să împrumute, nevoia să împrumute în limba lor, din română, unele cuvinte care aparțin altei credințe decât a maghiarilor. Maghiarii, vă reamintesc că sunt catolici. Una dintre explicațiile acestei realități este următoarea. Odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar, ca urmare a declanșării Primului Război Mondial și după unificarea Transilvaniei cu România, pe teritoriul Ungariei au rămas 500.000 de români. Deși astăzi, ca urmare a politicilor agresive de maghiarizare, recensămintele nu mai vorbesc decât de 20.000 de români, încă există aproximativ 500.000 de greco-catolici. Explicațiile nu se opresc însă aici. În excelenta sa lucrare a domnului academician Ioan Aurel Pop, din mâinile varahilor schismatici, găsim o informație foarte importantă pentru această perioadă de timp, și anume, în perioada anilor 1000, de la 1000 până la 1241-1242, până la Marea Invazie Mongolă, pe teritoriul Ungariei și al Ardealului, la vremea respectivă, erau înregistrate peste 600 de mănăstiri ortodoxe. Înregistrate este un termen modern, am putea spune cunoscute, peste 600 de mănăstiri ortodoxe. Mai bine de 500 din acestea se aflau în zona Panoniei, a Ungariei, o parte, restul fiind găsită în Ardeal. Este un lucru extraordinar de important în contextul în care Papa Inocențiu al III-lea declanșează o prigoană împotriva ortodoxiei într-un mod oficial, fără niciun fel de menajamente. Bineînțeles că instrumentul prin care s-a făcut această prigoană a fost regalitatea maghiară de la vremea respectivă. Deci asta ar fi cartea lui Bocos Ferenc, care a apărut în 1982, cum am spus, la editura Academiei Maghiare și care, la ora actuală, se găsește doar în trei locuri în România. Unul din ele este Academia Română, un al doilea este Institutul de Lingvistică al Academiei și se mai găsește, am semnale, la Biblioteca Municipală din Oradea. Cu toate că acest studiu al specialiștilor maghiari este cunoscut la Academia Română și Institutul de Lingvistică, el este ignorat cu nonșalanță.
dovadă fiind faptul că toate cele 2300 de cuvinte pe care ungurii spun că le-au împrumutat din română, apar în dicționarul explicativ al limbii române ca fiind împrumuturi pe care românii le-ar fi făcut din maghiară sau din alte limbi. De altfel, acest studiu nu este singurul ignorat de autorii penibilului Dex. O altă carte aparține unei echipe conduse de cercetătorul Martin Ghiula și apare în 1977 la editura Criterion. Lucrarea are la bază o cercetare mai veche care a fost publicată în 1942, aceasta fiind teza de doctorat a lui Gheza Bledi. Ei au dezvoltat această cercetare și au decelat 4243 de cuvinte românești care au pătruns în dialectele maghiare. Aceste cuvinte acoperă niște domenii ale realității sociale, domenii economice, ocupații, meserii, credințe, relații interumane și așa mai departe. Tot ce aveau ei nevoie să ia dintr-o limbă care era mai bogată decât a lor și care s-a constituit într-o ofertă de nerefuzat pentru maghiari. Ca să mascheze aceste realități istorice deranjante, prezența permanent majoritară a românilor în Transilvania, continuitatea milenară a românilor în acest spațiu, influențele românești din limba și cultura maghiară, ungurii au organizat și înfăptuit cu agresivitate timp de aproape 1000 de ani una dintre cele mai mari crime din istoria Europei. Maghiarizarea forțată. Populația etnic maghiară a fost extrem de puțin numeroasă, mult prea puțin numeroasă pentru a forma o națiune întreagă. Și atunci maghiarii, încă din Evul Mediu, au început un proces de maghiarizare forțată a populațiilor care intrau în contact. O infimă parte a populației maghiare, stabilită definitiv în nordul câmpiei Panonii, după ce au fost bătuți în trei rânduri, după câte știm noi, în 1933 până în 1970 la Adrianopol, s-au stabilit definitiv acolo, s-au catolicizat, au fost sprijiniți în acest efort comun și foarte la îndemână, ca și o oportunitate deosebită a catolicismului Romei de a se duce către nord și răsăritul Europei, unde încă funcționa puternic autoritatea episcopiilor sub patronajul Bizanțului. Ei bine, trecând la catolicism, Ștefan cel Sfânt primește binecuvântarea papei și în numele acesteia începe o operațiune de catolicizare, de maghiarizare prin limbă și mai ales prin, dacă vreți, rebotezarea, pentru că aici este lovitura puternică, atentatul criminal asupra identității, prin redenumirea onomasticilor, hidronimiei și toponimiilor locurilor. Prozeletismul papal este un aspect foarte delicat în această problemă. Și anume, papalitatea a susținut cu precădere legalitatea maghiară în permanență toată istoria, fără niciun fel de reținere. Putem spune că odată cu Papa Silvestru al II-lea, legalitatea maghiară intră în sfera papalității și a Romei catolice pentru totdeauna. Ducele Vaic al maghiarilor va fi câștigat de către papalitate și cu el întregul regat, care va fi și declarat regat apostolic. Odată cu declararea regatului apostolic, ducele va primi o coroană din partea papalității și va duce de aici înainte, împreună cu toți ceilalți regi, o luptă împotriva creștinilor de rit ortodox, să-i spunem, de rit răsăritean sau bizantin, cum s-a numit. Cu toate că ortodoxia a fost
prima credință pe care și maghiarii au cunoscut-o, mai ales pe filieră bizantină, slavă și mai ales română. Odată cu transformarea regatului maghiar într-unul apostolic al Vaticanului, ungurii devin brațul armat al Bisericii Catolice în această parte a Europei și primesc mandat în alb de catolicizare a românilor ortodoxi majoritari în Transilvania. Acest lucru a născut abuzuri și crime greu de imaginat. Deși aflată sub ocupație, majoritatea populației românești refuză însă să accepte catolicizarea și maghiarizarea. În consecință, regalitatea maghiară își propune să elimine orice opoziție din partea nobililor români ca prim pas în asimilarea totală a populației românești. În anul 1366, regele Ungariei Ludovic I din dinastia de Anjou publică decretul de la Turda, prin care nobilii, de orice neam ar fi, dar mai ales nobilii români, erau obligați să treacă la credința catolică, să renunțe la vechea lor credință ortodoxă și să treacă la catolicism, pentru că altfel nu li se mai recunoșteau titlurile nobiliare. Decretul de la Turda, primul act din Ardeal care îi discrimina în mod oficial pe români din punct de vedere religios, a dus la un prim exod al acestora. Neacceptând să-și schimbe religia, mulți români au considerat că nu mai au șanse la o viață bună sub stăpânirea ungurilor. După alți 70 de ani, odată cu răscoala de la Bobâlna, un nou act samavolnic prin care românilor li s-au răpit toate drepturile și libertățile și care a generat un al doilea exod din Transilvania, a purtat numele de Unio Trium Nationum. Acest document consfințea faptul că în Transilvania, în Ardeal, nu existau decât trei națiuni privilegiate, ungurii, secuii și sașii, românii devenind o națiune tolerată, lipsită de drepturi. Unio Trio Nationum, prin această coaliție a nobililor unguri, secui și sași, a provocat al doilea mare exod al populației românești peste Carpați. De fapt, în această perioadă, cele două principate românești, Moldova și Țara Românească, se consolidaseră și constituiau deja un scut împotriva înaintării otomane în Europa. Stăpânirea aceasta maghiară asupra Transilvaniei a devenit un fel de obsesie a păturii conducătoare, a nobilimii, a nemeșilor unguri, din pricina demografiei. Românii stăpâneau peste 58% din pământul Transilvaniei. Chiar mi se pare că contele Tisa a spus că cine stăpânește pământul, acela stăpânește țara. Obsesia asta a majorității românilor s-a transformat într-o politică de stat, și anume discriminarea la început, după Bobâlna, românilor li s-a interzis să mai poarte arme și treptat această discriminare s-a extins de la îmbrăcăminte, care trebuia să fie ieftină, să nu concureze cu îmbrăcămintea celor din Unio Trium Nationum, de la insemnele particulare ale românității, de la limbă, iar în secolul XIX s-a ajuns la forme aberante de discriminare și de maghiarizare. Deși violența procesului de maghiarizare forțată a determinat în câteva rânduri exodul unei părți a românilor peste munți, în țările românești, românii au continuat să fie permanent majoritari și în Transilvania de-a lungul secolelor care aveau să vină. În anul 1702,
O confirmare în acest sens o dă și jezuitul Andreas Freiberger, care a scris următoarele. Românii sunt răspândiți în toată Transilvania și în secuime, ba chiar pe pământurile și scaunele sașilor. Nu există sat, nu există oraș, suburbie care să nu-și aibă românii săi. În anul 1772, reprezentanții Imperiului Habsburgic realizează o conscripție generală a populației din Transilvania, care depășea 2 milioane de locuitori în acel moment. Rezultatele acesteia, prezentate împăratului Iosif al II-lea, sunt edificatoare. Românii reprezentau 63% din populația Transilvaniei, ungurii și secuii împreună 24%, sașii 12%, evreii și țiganii 1%. Mai mult decât atât, populația de religie creștin-ortodoxă depășea simțitor 1 milion de oameni în pofida tuturor acțiunilor de catolicizare desfășurate până atunci. Transilvania a fost întotdeauna majoritar românească. Chiar și după bătălia de la Mohaci, moment în care, practic, regatul ungar dispare, fiind împărțit între Imperiul Otoman și austrieci, Transilvania devine independentă. Această structură etnică a Transilvaniei a făcut ca voivozii români și din Muntenia și din Moldova să aibă posesiuni în Transilvania. De la Mircea cel Bătrân aflăm că voivozii români aveau Amlașul și Făgărașul și această deținere a celor două teritorii nu se încheie odată cu domnia lui Mircea. Regăsim aceste posesiuni și la Vlad Țepeș, chiar dacă de multe ori domnul Muntean a intrat în conflict cu populațiile din Transilvania și sașii români. Și mai regăsim o conștiință foarte clară, chiar și a moldovenilor, care prin Ștefan cel Mare și prin domnitorii care au urmat, capătă în Transilvania cetăți în care să se poată refugia în caz de primejdie otomană. Bineînțeles că această măsură de precauție ar fi fost mai greu de luat dacă nu exista acolo și o susținere etnică. Ziaristul italian Eduardo Calenda publică în anul 1894 un amplu articol despre situația românilor din Transilvania și el aduce argumentul științific, statistic, conform unui recensământ din anul 1881, românii reprezentau majoritatea absolută a populației din Transilvania. Și pentru că românii majoritari în Transilvania nu puteau fi dovediți prin metodele clasice, ungurii au dus procesul de maghiarizare forțată la un alt nivel în secolul al XIX-lea. Extremismul maghiar s-a transmis în continuare în secolul XIX, când a început o maghiarizare, a continuat o maghiarizare sistematică după încheierea dualismului austro-ungar după 1866-67. Cu legi de maghiarizare, o lege de maghiarizare care a avut aplicare în spațiul românesc al acestei zone. Deci obsesia asta ungurească a superiorității noastre demografice, a cursului ascendent al istoriei, a conștientizării apartenenții transilvanenilor la ansamblul românesc s-a concretizat printr-o asprire a maghiarizării forțate. Care s-a făcut? S-a încercat să se facă prin școală, prin legi și prin discriminarea presei românești care a apărut. Contenciosul acesta româno-maghiar este încărcat de etnocid, de genocid, holocaust al culturii românești. În deceniul al IX-lea, al secolului al XIX-lea, s-a creat pe teritoriul Ungariei o societate centrală pentru maghiarizarea numelor. Erau vizate în acest sens toate populațiile din zona răsăriteană a Imperiului, croații, slovacii, românii, dar chiar și germanii. Unul din președinții acestei societăți, Kelteș Simon, a și publicat o carte, o broșură,
cum să maghiarizăm numele, cum să ne maghiarizăm numele, în care erau date soluții privind alegerea numelui celui mai potrivit. Autorul susținea că maghiarizarea este chiar mai importantă decât creștinarea. Și în acest fel, ungurii au ajuns la sfârșitul secolului al XIX-lea să consemneze în scriptele lor existența unei populații de circa 9 milioane de maghiari, din care nici jumătate nu erau maghiari adevărați. Erau doar oameni care, prin presiunile oficiale, deveniseră, nu știu dacă omul se numea Albu, dintr-o dată numele era tradus în maghiară și se maghiariza. Obsesia unei ungari mari, în care să nu mai există decât un singur neam, cel maghiar, i-a urmărit pe extremiștii unguri vreme de secole până în zilele noastre. Și poate că niciun mesaj nu este mai emblematic pentru aceștia decât spovedania făcută de Levent Tordai în anul 1939 în cartea Ninci Kegelem, publicată la Budapesta de Duccio Ciaba. Eu n-am decât un țel. Un mare imperiu maghiar de 50 de milioane de maghiari ai veacului ce vine. Loc pentru națiunea maghiară. Toți ceilalți trebuie să piară, să emigreze sau îi vom suprima pe toți. Ceea ce v-am prezentat în acest capitol reprezintă doar o mică parte din istoria crimelor și abuzurilor care au însoțit procesul de maghiarizare, lupta de ștergere a identității românilor din Transilvania. Dar nu numai românii au fost victime ale acestei politici. Astăzi, în țara noastră, conform statisticilor, nu mai există secui. Oare unde au dispărut cu toții? Aduși în Transilvania de unguri, odată cu cucerirea acesteia, secuii s-au stabilit în munți alături de români, de la care au învățat scrisul, după cum ne spune cronicarul maghiar Simon de Cheza în secolul al XIII-lea. Considerați o națiune distinctă încă din Evul Mediu, când sinistrul document Unio Trium Nationum îi numea, alături de unguri și sași, drept una dintre cele trei națiuni favorizate din Transilvania, astăzi secuii au dispărut total din România și din Ardeal, conform actelor oficiale. Un aspect foarte, foarte interesant este acela că în recensământul, datele publice de altfel ale recensământului din 2011, reiese faptul că nu mai avem, în România nu mai există secui. Comunitatea maghiară, secuii, comunitatea secuilor este atât de mândră de tradițiile și de valorile și de istoria ei, militează pentru autonomie teritorială a unui așa zis ținut secuiesc, dar secuii refuză să se declare secui și ca atare să-și promoveze și în spațiul public identitatea de secui și să militeze pentru această identitate. Iată așadar că chiar ei se retrag din spațiul public și preferă să se identifice cu maghiarii. Și de aici, evident, ridicolul situației în care o comunitate luptă pentru identitatea și cultura altei comunități care, în fapt, nu există. Și de aici o serie întreagă de consecințe, o serie întreagă de energii care sunt canalizate și de fonduri și de energii și de resurse umane care sunt canalizate în direcția unui proiect identitar al unei comunități care nu există. Pentru că secuii nu se declară secui în recensământele oficiale. Dacă majoritatea românilor din Ardeal au rezistat maghiarizării forțate, secuii nu au reușit această performanță, chiar dacă în decursul timpului unii dintre liderii lor s-au opus acestei crime identitare. Iată ce spune un autor secui, Mihali Cerei. Nenorocirea Transilvanei, spune, ei considerau Ardealul ca patria lor, acești secui, zici secui. Nenorocirea Transilvanei, se spunea Transilvania și atunci se spune și acum, din păcate, că trebuie spus Ardeal, nenorocirea Transilvaniei totdeauna
a venit din țara ungurească și de la unguri s-a tras. Așa am pierdut și țara și libertatea, țara fiind Transilvania, adică Ardealul și Libertatea. Și în cartea lui spune la un moment dat așa cu năduf: ferește-te, Transilvanie, că nu de puține ori păsatul unguresc ți-a fript buzele. Opoziția secuilor în fața acțiunilor abuzive de asimilare operată de unguri, care vizau să-i transforme în maghiari pentru totdeauna, lucru reușit astăzi, s-a manifestat și în multe alte situații. Dintre toate aceste reacții, vă prezentăm încă două. Iată un fragment din declarația deputatului secui, Iosef Fei, reprodusă în dezbaterile adunării deputaților români din anul 1919. Domnilor deputați, de multe secole secuimea trăiește strânsă într-un colț în munții Ardealului. În acest enorm timp, partea cea mai mare a vieții secuimea a petrecut-o ca un copil vitreg al statului ungar. Viața tradițională separată a acestui popor a căzut jertfă tendințelor maghiare de unificare șoviniste, aproape tot așa ca și existența altor popoare vechi locuitoare pe teritoriul statului ungar. Este semnificativă de asemenea poziția avută de directorul revistei interbelice antirevizioniste Chimondom, jurnalistul Ferenc Gheorghi, care scria în cartea Maghiarimea din Transilvania și revizionismul că masele secuiești minoritare, care în această țară se bucură de libertate deplină și care, în deplinătatea drepturilor cetățenești, au fost beneficiare ca fraților români de reforma agrară, nu doresc niciodată să fie sub jugul oligarhiei maghiare, afirmând că nu, niciodată. Din păcate, astăzi secuii au renunțat la identitatea lor de națiune distinctă pe care au înlocuit-o cu cea de maghiar. Dar despre cine sunt secuii și care este istoria lor, despre dovezile faptului că ei nu sunt unguri, vom vorbi în partea a doua acestui film documentar. Până atunci, vă invit să descoperiți cireașa de pe tortul falsificării istoriei operată de adepții maghiarismului. Dacă pe de o parte au luptat din răsputeri să anihileze identitatea neamurilor cu care au venit în contact, pe de altă parte au încercat să-și asume identitatea autohtonilor. Așa se face că în secolele trecute, ungurii au pretins că sunt urmașii dacilor. Un număr imens de dovezi arheologice probează faptul că teritoriul României de astăzi a fost locuit de marele neam al getodacilor, cel care a reprezentat secole la rând o amenințare pentru Imperiul Roman. Mai ales în Transilvania, getodacii au lăsat nenumărate urme arheologice, iar tradițiile populare, obiceiurile și simbolurile folosite încă de români probează continuitatea lor până în zilele noastre. Ca prim stăpâni acestor pământuri, conform izvoarelor istorice, ei girează pentru continuatorii lor de astăzi drepturi istorice incontestabile. Conștiința existenței urmașilor getodacilor pe aceste pământuri s-a păstrat din secol în secol, astfel că, încă din Evul Mediu, marile puteri aveau planuri de unificare a țărilor românești, inclusiv Transilvania, sub numele de Dacia. În istoria maghiară, interesul pentru Dacia este destul de vechi. După ce generalul Castaldo a fost trimis de către austrieci în Transilvania, pe la 1550, pentru a captura un tezaur dacic descoperit în munții noștri și încercând să realizeze un mic principat al Daciei, mai multe familii maghiare, Gabriel Bethlen, familia Racoții, au încercat să constituie un regat sau un ducat al Daciei, iar la curțile imperiale de la Viena, de la Petersburg,
chiar la curtea regală a Franței, s-au creat scenarii pentru reconstituirea unui regat al Daciei. Mai târziu, se pare că și regatul polonez a fost interesat, a existat și un scenariu turcesc pentru realizarea unui regat sau ducat al Daciei. Maria Tereza și împărăteasa Rusiei, Ecaterina cea Mare, au vrut la rândul lor să constituie un ducat al Daciei, condus, bineînțeles, de către un mare duce din familia domnitoare respectivă. În Principatul Autonom Transilvania au existat eforturi considerabile ale minoritarilor, în speță ale sașilor și ale ungurilor, pentru a-și construi o identitate mergând pe linia dacică. Primii au fost sașii, care începând din 1400 și până prin 1600 au scris nenumărate cărți despre originea lor dacică. Acest efort a fost curmat după 1600, când Imperiul Austriac începe să se extindă în Transilvania și când această problemă a trecut în sfera derizoriului. Dar a fost preluat începând din secolul 17-18 până în secolul 19 de către minoritarii unguri, care au adus și beneficii cauzei dacice, descoperind 65 de cetăți și așezări fortificate în așa zisul ținut secuiesc. Ei au făcut acest efort considerabil de a merge pe teren și de a identifica cetățile dacice pentru a se identifica cu dacii și pentru a câștiga în Transilvania cât mai multe pământuri și proprietăți. Fratele baronesei Sofia von Torma, cunoscut drept arheolog și cercetător al istoriei dacilor și al istoriei străvechi din Transilvania, a constituit la începutul anilor 1870 un prim muzeu dacic la Budapesta. Muzeul nu mai există astăzi, dar interesul pentru Dacia a fost foarte mare, îndeoseb pentru că pe teritoriul Transilvaniei se descopereau permanent noi mărturii ale existenței regatului Daciei și noi comori. Nebunia revendicării de către unguri a unor rădăcini dacice pentru a-și justifica mai multe drepturi istorice în Transilvania are și o serie de aspecte comice. Dacă pe vremea lui Mihai Viteazul, Sigismund Bathory se pretindea în Occident un viitor principe al Daciei, astăzi pe internet circulă o serie de teorii bizare, unele dintre ele pretinzând nici mai mult, nici mai puțin, că maghiarii sunt nu numai urmașii dacilor, ci și urmașii oamenilor din cultura Turda-Svincea, cei care au trăit aici în urmă cu 7500 de ani și despre care o serie de oameni de știință străini spun că sunt autorii primei scrieri din lume cu 2000 de ani mai veche decât cea sumeriană. Această teorie hilară este considerată justificată de către autorii ei, pentru că așa zisa scriere secuiască ar conține câteva simboluri asemănătoare cu cele din cultura Turda-Svincea. Doar că, așa după cum spune cronicarul ungur Simon de Cheza în secolul al XIII-lea, secuii au învățat scrierea de la români, iar simbolurile, fiind vechi de peste 7000 de ani, nu au cum să aparțină unei populații migratoare care a venit în Transilvania tocmai în Evul Mediu. Ca ardelean care are în continuare prieteni printre maghiari, știu că împotriva tuturor celor care ar dori să creeze conflicte interetnice în Transilvania, românii și ungurii pot să conviețuiască foarte bine, așa cum se și petrece în multe locuri din Ardeal. Dar pentru că extremiștii maghiari au nevoie să fie liniștiți, iar opinia publică internațională să cunoască mai bine adevărata istorie a Transilvaniei, este necesar ca lucrurile să fie spuse direct și fără menajamente. În acest fel, și maghiarii vor afla mai multe despre adevărata lor istorie, indiferent cât de neplăcut ar putea să fie acest lucru. Aici se încheie prima parte a acestui film documentar. În partea a doua, care va fi lansată peste câteva luni, vă promitem că vom aduce și mai multe informații inedite despre adevărata istorie a Transilvaniei, despre adevărata istorie a Ardealului.